În ziua de astăzi, educația fizică este esențială. Apar noi boli cauzate în principal de un stil de viață sedentar și de o postură slabă care dăunează grav corpului uman. Educația fizică joacă un rol important în dezvoltarea umană și este benefică pentru o viață fizică, mentală, socială, emoțională și spirituală mai bună, mai ales în ceea ce privește viața elevilor. Educația fizică este foarte importantă deoarece îmbunătățește capacitatea fizică a copiilor, îi face disciplinați și activi, îi ajută să învețe despre munca în echipă, precum și să-și testeze abilitățile de luare a deciziilor. Cu activitatea fizică, copiii își pot îmbunătăți capacitatea fizică, postura corporală și în cele din urmă își pot crește încrederea. Ajutați, elevii pot să-și dezvolte obiceiuri bune de la o vârstă fragedă. Alergatul, joggingul, antrenamentul cu greutăți, mâncarea și dormitul sunt câteva obiceiuri care îi vor ajuta atât de mult în viitor. Educația fizică trebuie promovată în primul rând în școli, unde orarul prevede o oră de educație fizică pe săptămână. Profesorii de educație fizică sunt adesea singurii adulți din viața unui copil care îi pot învăța elementele de bază ale sportului, dar le pot da și sfaturi în ceea ce privește un stil de viață sănătos și o alimentație corectă. Pentru unii copii, ora de educație fizică și sport poate fi prima ocazie când țin o rachetă în mână, lovind o minge sau încearcă să adune puncte. Prin urmare, școala este un mediu propice unde elevilor li se poate insufla dragostea pentru sport și un stil de viață sănătos. Importantă este ora de educație fizică în viața elevilor? Bună ziua! Este, cred că, cea mai importantă din toate punctele de vedere. În primul rând, sportul este foarte important pentru dezvoltarea sănătoasă a organismului. Organismul care este și din punct de vedere fizic, un stil de viață sănătos, dar și din punct de vedere mental, o gândire pozitivă. Aici, ei învață foarte mult să fie disciplinați, ceea ce înseamnă că vor fi și la celelalte ore, vor avea puterea de a sta liniștiți în bancă, își, la ora de educație fizică și sport învață să-și respecte colegii, să respecte în primul rând profesorul sau antrenorul dacă merg la alte sporturi și bineînțeles să-și respecte foarte mult și adversarii. Pe lângă faptul că fac sport, cei care în afară de cei care sunt la orele de educație fizică și sport și fac și sport separat la cluburile sportive, la disciplinele la care ei practică un sport, au un stil de viață foarte sănătos prin preajma că și reușesc să mănânce sănătos. Făcând sport, bei foarte multă apă, mănânci foarte multe fructe și atunci ai și un stil de viață sănătos din punct de vedere alimentar. Elevii spun că sportul este o activitate importantă și necesară în viața lor, care aduce, de asemenea, un aport mare în ceea ce privește starea fizică, dar și în ceea ce privește starea emoțională. Aceștia spun că fără sport nu s-ar simți la fel de bine. Mai mult decât atât, ei spun că pregătirea sportivă îi ajută și în cariera pe care vor să o urmeze în viitor. Pentru cei care optează pentru o carieră în poliție, proba sportivă din cadrul admiterii este un pas important, pe care poți să-l treacă prin practicarea sportului atât la școală cât și în timp liber. Cât de importantă este ora de educație fizică în viața ta de elev? Pentru mine, unul, este foarte importantă, deoarece mă ajută la sănătate, la dezvoltarea minții și mă eliberează de gânduri. Consideri că această oră de sport te va ajuta și în viitor? Adică te pregătești pentru ceva atunci când faci sport? Da, eu dau la academie, la poliție și mă ajută foarte mult. Cât de importantă este ora de educație fizică în viața ta? Consider că este cea mai importantă, având în vedere că anul acesta avem bacul și ne pregătim să ne formăm o carieră, iar noi am ales în carieră de poliție sau în jandarmerie și trebuie să ne antrenăm rezistența, forța, dar și tactica, cred că este cea mai importantă. Câte ore de sport aveți pe săptămână? O oră de sport la școală, plus ce ne antrenăm separat. Faci sport și în timpul liber? Da, desigur. Cât de importantă este ora de educație fizică în viața ta ca elev? În opinia mea, ora de educație fizică are un rol foarte important pentru sănătate și pentru carieră. Aș vrea să am o carieră în poliție și sportul este foarte benefic pentru examenul de admitere. Și te pregătești atât la orele de sport de la școală cât și acasă, să înțeleg? Da, fac și particular. Câte ore de sport pe săptămână faci la școală? La școală avem o oră pe săptămână și în particular cam vreo 3 ore așa pe săptămână. Cum te-ai simțit dacă să spunem că o săptămână nu ai face sport?
Nu m-aș simți prea bine. Sportul poate fi considerat și un... Te poți relaxa prin sport. Gen. Adică sportul aduce un aport sănătății tale mentale pe lângă sănătatea fizică. Da, da. Educația fizică este deosebit de importantă în timpul copilăriei. Acest lucru se datorează faptului că în acel moment dezvoltarea și creșterea corectă sunt cele mai influențate. Educația fizică ne face mai ușor să abordăm toate cunoștințele necesare despre corp. De asemenea, unul dintre aspectele importante ale educației fizice este disciplina. Nu în ultimul rând, dezvoltă abilitățile interpersonale și colaborative de muncă în echipă. Generația noastră actuală suferă de obezitate de la o vârstă fragedă. Obezitatea aduce cu sine și un număr mare de boli conexe. Un copil obez este predispus la boli precum diabetul, bolile cardiovasculare, stresul, tensiunea arterială. De aceea este foarte important ca în fiecare zi să se facă exerciții fizice.